Salutare tuturor! Astăzi revin cu favoritele lunii mai. Din păcate, în luna mai nu am folosit foarte multe produse, adică nu am schimbat foarte multe produse din rutina mea. În continuare folosesc fondul de ten mineral de la Sephora, doar că o nuanță un picuț mai închisă, pentru că nu știu dacă observați, dar m-am bronzat foarte puțin și atunci a trebuit să folosesc o nuanță mai închisă. Și în rest, totul este cam la fel, cu excepția câtorva produse și foarte multe random favorites luna aceasta, da. În materie de beauty sunt foarte îndrăgostită de corectorul Studio Finish de la MAC. Acesta este nuanța NC15. Din păcate începe să fie un pic cam deschis pentru mine și mă ofic pentru că abia l-am cumpărat. Dar reușim noi să-l facem să funcționeze. E cam mutat pe aici. Acoperă foarte bine cearcănele, luminează tenul și cam atât ar trebui să facă un corector. Vara prefer să port culori mai spre piersică și tocmai de aceea mi-a plăcut foarte mult în luna mai blush-ul Peachy King de la MAC. O să observați că luna aceasta este o lună de MAC. Am foarte multe produse MAC, nu știu de ce. Este un roz piersic mai închis și are câteva particule de sclipici în el, dar este foarte purtabil, nu arată de parcă ai bucăți de sclipici pe obraz și dă o nuanță foarte drăguță și foarte fresh tenului. Pentru buze am purtat aproape non-stop rujul Pink Plate de la MAC, evident. Un roz mat foarte drăguț, ușor spre nude natural, dar totuși se poate observa că este un roz. Și desigur cu acel roz creionul Hip and Happy, tot de la MAC. Am și un deodorant nou luna aceasta și este Micium de la... Micium. Sună foarte ciudat. Dar așa se numește, Micium de la Revlon. Și este sub formă de roll-on, nu știu sigur dacă au formă spray, prefer deodorantele spray, numai că o rugasem pe mama mea să-mi cumpere un deodorant când s-a dus în Carrefour și s-a întors cu ăsta, în loc de deodorantul meu spray de la Nivea. Dar este foarte bun, așa am descoperit un nou produs, ține foarte bine toată ziua și nu prea pătează hainele, dacă aplici prea mult și nu-l lași să se usuce înainte să te îmbraci, s-ar putea să-ți păteze hainele. O bună prietenă, Alexandra, a fost în Barcelona și mi-a adus o brățară de acolo. Este din piele și se prinde în jurul mâinii și apoi se prinde cu acest magnet. Îmi place la nebunie, este roșie, este foarte drăguță. Mie oricum îmi plac bijuteriile din piele, mai ales brățări și mulțumesc, Alexandra. Și am ajuns și la random favorites. Cel mai important random favorite de luna aceasta este desigur faptul că m-am tuns. Îmi place foarte mult cum îmi stă. Este mult mai ușor de aranjat, foarte simplu, foarte lejer. Apoi mi-a plăcut foarte mult faptul că m-am apucat de pictat și mi-am cumpărat și valet și pânză și culori și pensule și de toate. Și cel mai probabil în timp voi face și o expoziție de pictură cu toate tablourile mele. Se lucrează destul de greu în ulei, eu lucrez în ulei. Asta pentru că se usucă greu și nu poți lucra mult deodată, trebuie să dai un strat sau lucrezi la o bucată din tablou, apoi trebuie să-l lași să se usuce ca să poți să revii cu un nou strat și durează. Tocmai de aceea cred că în timp voi face eu o expoziție, dar chiar îmi doresc asta. Iar acum am câteva vești. V-am zis eu la un moment dat că am primit o oportunitate foarte bună pentru cariera mea și pentru mine, inclusiv pentru YouTube-ul meu până la urmă. Și ar putea fi, să zicem, tot un random favorite luna aceasta. Am primit un internship la Google pe 6 luni. Voi începe cât de curând. Nu sunt sigură dacă voi mai putea filma de două ori pe săptămână. Este foarte posibil să reușesc să filmez doar o dată pe săptămână, dar doar pentru o perioadă, până mă obișnuiesc cu noul program. Și cu vlogurile zilnice știu că am zis că filmez, dar au fost câteva discuții și evenimente care nu m-au lăsat să filmez. Voi face un mini vlog pe acel canal în care să vă explic exact ce s-a întâmplat și de ce nu am filmat. Sper să vă uitați și să înțelegeți. Acestea au fost favoritele lunii mai, sper că v-au plăcut, deși au fost puțintele, dar asta a fost tot ce am folosit. Nu uitați că mă găsiți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe AskFM. Și ne vedem, teoretic, vineri cu un nou clip. Pa, pa!